Câteva companii private se plâng că pe piața metalelor feroase și neferoase se pregătește instituirea unui monopol care ar putea fi deținut de întreprinderea de stat Metalferos. Potrivit lor, acest lucru se va întâmpla dacă Parlamentul va adopta un proiect de lege trecut deja de guvern și care se află pe ordinea de zi a deputaților. Conducerea de la Metalferos neagă însă acest lucru și spune că agenții economici își vor putea vinde marfa peste hotare, așa cum o fac și până acum. Am cerut și o reacție de la guvern, dar până la această oră nu am primit vreun răspuns. Firmele care colectează și transportă metal uzat spun că din 2019, atunci când piața metalelor a fost demonopolizată, situația s-a îmbunătățit, iar între companii s-a creat o atmosferă de concurență loială. În prezent, potrivit lor, aproximativ 10 firme au contracte încheiate direct cu uzina de la Râbnița, acolo unde transportă lunar cel puțin o tonă de metale uzate. Acum ei sunt însă îngrijorați din cauza unui proiect de lege avizat deja de Cabinetul de Miniștri. Proiectul ăsta de lege 265, care a fost pus azi pe ordine de zi la ședința Parlamentului, care țintește monopolizarea și acordarea unui monopol. Deci noi și ne întoarcem la epoca de piatră, adică eu nu înțeleg. Ori noi avem economie liberă de piață și permitem la toată lumea să funcționeze. Ori iarăși favorizăm, facem lege pentru un anumit agent economic și îl lăsăm pe dânsul să dezvolte activitate. Mai exact, companiile care aici manifestă îngrijorarea se referă la faptul că după aprobarea acestei legi, întreprinderea Metalferos ar putea monopoliza din nou piața metalelor. În textul documentului ajuns pe masa deputaților din legislativ este scris negru pe alb că guvernul, prin intermediul Comisiei Naționale pentru Monopol Fiscal, va putea atribui unei întreprinderi sau unui grup de întreprinderi statului de monopol fiscal pentru a desfășura în exclusivitate o activitate economică. Monopol eu nu gândesc să fie, până acum, uitați-vă, alții duc corabia, duc în Turcia. Univa vreo 12, dacă nu mă greșesc, de agenți economici duc tot în Europa și duc în metal, am în vedere, neferos. Feroz, eu știu că o firmă deja a început a duce în Turcia cu autocarele. Adică te-ți duc. Cei de la Agenția Proprietății Publice nu neagă însă că monopolul pe această piață ar putea fi totuși instituit. Orice monopol fiscal este menit să asigure securitatea statului pe o piață anumită pentru a proteja drepturile și jocurile pieței sau regulile pieței. Proiectul de lege discutat mai prevede că vor putea obține statut de monopol fiscal întreprinderile care folosesc tehnologii performante, asigură respectarea legislației fiscale și cele care vor atrage venituri cât mai mari pentru stat. Documentul trebuie să treacă de votul Parlamentului. Nu toate companiile, adică chiar din 310 care livrează câte uzina asta metalurgică, nu toate au posibilitate și capacitate de a exporta în Turcia. Deci cineva lobează intens în spațiu public de a închide aceste 10 companii, deci ca să nu fie o concurență. Responsabilii de la Metalferos confirmă că din cauza concurenților, veniturile obținute de ei de la începutul acestui an au scăzut practic în jumătate, comparativ cu anii în care toți aduceau la ei metalul uzat. Puțin în timpul de față noi achiziționăm din cauza că prețul la birjă a scăzut. Noi cât cheltuieli enorme avem pentru a pregăti acest metal și a vinde. Trucât alții numai au încărcat în mașină, l-au dus, l-au descărcat, au luat bani, au 10 sau 8 oameni care lucrează, dar noi avem, cum v-am zis, 165 de lucrători. În februarie 2022, Procuratura Generală a trimis pe banca acuzațiilor una dintre cele 5 grupări criminale din cadrul dosarului penal Metalferos. Mai exact, în perioada anilor 2018-2019, grupul infracțional în complicitate cu directorul Metalferos de atunci, prin încheierea contractelor de achiziție a metalelor, spălau bani în favoarea unor persoane anumite. Ca urmare, statul a fost prejudiciat cu peste 700 de milioane de lei. Acum, aproximativ 2 săptămâni în cadrul acestui dosar, magistrații au eliberat mandat de arest pe numele lui Vladimir Plahotniuc, care de aproape 3 ani a fugit din țară. Mai exact, fostul lider PD este învinuit pe 3 capete de acuzare: crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani.